Alo? Frățică! Vai, ungure, salut ție și ascultătorilor noștri! Bă, dacă m-a ajuns de data asta, te îți dau ce vrei tu! No, dar ce-i baiul, mă? Ce-ai făcut? Bă, nu știu, numai țin minte că m-am îmbătat și m-am trezit aici. Aici unde? Îs într-o cameră de hotel undeva în Italia. Bă, tu ești prost? E cumva o farsă la telefon? Bă, serios? Deci fac pe mie de frică. Mă uit pe geamă, e plin de lume cu topoare și cu torțe. Vor să mă castreze, dar de ce? Că n-am făcut nimic, frățică. Extraordinar, mă, dar altul loc mai bun. Nu ți-ai găsit tu, numai Italia. Știi că acum ai scandal cu românii pe acolo. Da, eu nu sunt român, eu sunt ungur, frățică. E, da, dreptu-i. Dar bă, ceva bani ai la tine? Bă, aici ai problema. Când m-am trezit, aveam lângă mine o geantă cu vreo 60.000 de euro, frățică. Da, de unde? Bă, handicapat ce ești? Ce-ai făcut, mă, ungure? Ai fost prin Cluj cumva? Da, mai știu eu la cât de bat am fost. Băi, păi te caută poliția în toată țara, mă, dibol! Habar n-am. Hai, na bun, și eu cu ce să te ajut? Bă, pentru început trebuie să scap de scandalagii ăștia, că vor să mă linșeze. Că ieși afară și dă-le pe cioc. Bă, învață-mă cum să zice, vă rog să mă lăsați în pace, nu sunt român, sunt ungur, unguru Bulan. Oh, stai să mă gândesc, si prega di lasciarmi solo, no sono romeno, sono ungherese, l'ungherese Bulan. Bun, am notat, și cum să întreb care-i primul tren spre Debrecen? Quando per lasciare il primo treno a Debrecen? Bă, mersi, bă, frățică, mi-ai fost de mare ajutor. Un singur lucru mai tradumi. Zi! Ce înseamnă il mio nome e frățică e sono un pazzo? I miei amici mi-am fatto un adecuamento al telefono. Tradu. Mă cheamă frățică și sunt un fraier. Așa, continuă. Prietenii mei mi-au făcut o farsă la telefon. Băi! Țapă, fraiere! Nene frățică, vedeți că dacă vă sună un gru, să știți că vă face o farsă, bine? Bravo, copchile, la țanc! Bă, voi vă bate joc de mine? Vă sparg, băi! Băi, de fapt suntem acasă, băi. Am vrut numai să vedem dacă ești la curent cu știrile. Bă, nu mai râgeți! Nu mai râgeți, băi! Gura!